Și tancul nu poate fi un monument de cultură. Tancul este o mașină de ucis oameni. Și locul lui este la muzeu. I-am văzut pe comuniști că tare s-au deranjat de chestia asta. Eu îl știu pe Voronin, e deranjat. El crede că vor fi ocupate toate locurile la muzeu, ocupate sovieti și nu o să-i găsim loc și pentru dânsul. Vreau să liniștesc că avem loc suficient pentru toți comuniștii care vor să stea în muzeu. Aducem soclul lui Lenin și o stea pe rând acolo, care vor, câte 5 minute, cât rezistă, le punem bustul lor, tot ce vor la muzeul ocupației sovietice, va fi de fapt nu un muzeu, dar o secție în cadrul muzeului militar,